Situația parcului auto al serviciului județean de ambulanță Maramureș este precară, după cum susține chiar conducerea unității. Aproape 70% din totalul mașinilor au parcurs peste 300 de mii de kilometri fiecare, însă sunt și mașini mult mai obosite, care au acumulat peste 600 de mii de kilometri pe drumurile județului pentru a ajunge la pacienții care au avut nevoie de ajutor medical. Avem mașini care au peste 600 de mii de kilometri, și care sunt în număr de 4. Peste 500 de mii de kilometri avem 13. 450 de mii de kilometri avem 2. 400 de mii de kilometri avem 6. 30, peste 300 de mii de kilometri avem 4. Deci, din parcul auto care cuprim 46 de mașini, noi avem în total 29 care ridică probleme. Dr. Ioana Cătană spune că situația cea mai rea se regăsește la mașinile de transport de tip B2, care sunt vechi și necesită foarte multe reparații, mai ales că sunt nevoite să circule și în zone dificile. În aceste condiții nu e de mirare că sunt situații când serviciul județean de ambulanță nu poate onora cu promptitudine solicitările, cu atât mai mult cu cât și reparațiile au un regim special, defecțiunile fiind obligatoriu de remediat doar în cadrul reprezentanțelor măr de mașini din dotare. Astfel, pentru ca lucrurile să funcționeze bine, ar mai fi nevoie de încă 20 de mașini. Pentru noi, ca să fie activitatea la nivel performant, propunerea noastră ar fi să primim 10 ambulanțe de tip b 2 4 iar de transport, la fel, 10 întrucât nu s-a semnat acel contract cadru, anul 2016 nu va primi Saj Maramureș nici o autosanitară. De precizat că ultima dată când serviciul de ambulanță al județului Maramureș a primit autosanitare a fost 2014, când parcul auto a fost suplimentat cu patru mașini de transport B2, iar cu un an înainte mai sosise o singură ambulanță nouă.